Luna creștină. S-a stins din viață într-un spital din Beiuș, Traian Dors, vechiul colaborator al preotului Iosif Trifa, fondator al Oastei Domnului. Traian Dors s-a născut la 25 decembrie 1914 în comuna Livada Beiușului, din județul Bihor, ca singur copil al țăranilor Constantin și Maria Dors. În anul 1930 primește ca premiu din partea preotului care îi predase religia la școala primară din comuna Mejeș cartea Corabia lui Noe, scrisă de părintele Iosif Trifa, întemeietorul și conducătorul Oastei Domnului. Impresionat de mesajul religios al cărții, Traian Dors se înrolează în mișcarea Oastea Domnului, devenind din 1934 un colaborator apropiat al părintelui Iosif Trifa și poet creștin de profundă vibrație spirituală. Cum ai putut tu mă să fii aici, Cum ai putut mă să fii aici? Doamne, nu suntem nici în munte, nici în lar de apă. Sunt legat de ani și în ziduri harul tău m-a dat. Judecătorii Alba Iulia, în numele legii, condamnă pe inculpatul Dors Traian la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de scriere, înregistrare și difuzare de materiale neautorizate, infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul 94 din legea 3/1974. Eu n-am vrut să scriu versuri, poeme și cântări, ce gâdele urechea și inima înmoaie, ce-am vrut să rup zăvoare, am vrut să spar cărări, spre cer și libertate din iad și din noroaie. Am vrut să îmbrac o știre cu număr nesfârșit, din fiecare carte să-mi plece o coloană de luptători cu suflet și braț nebiruit, pornind să spargă în polinie dușmană. Vrășmașii vin năvană neîntreruptă, hotarul lor se întinde an de an și rând pe rând cei buni căzură în luptă, cu fruntea în sus, cu fața la dușman. Ce mă, banditule? Te-a apucat tu să faci istoria Oastei Domnului? Nu, domnule, dumneavoastră ați făcut-o. Eu doar am scris-o. Ia vino tu cu noi la secție! N-am drept să stau. Nu m-ar primi la moarte. Nici în pământ și nici în cer ai mei, de n-aș lupta să treacă mai departe solia lor, cum au adus-o ei. În fruntea luptei noastre, este steagul lui
fost clopot de furtună, trasa în științare, când se aduna o grămadă nori peste zare. Am dorit atunci puternic să feresc de moarte, până nu se înnoptează zarea prea departe. Inculpat Dor Straian, mi s-a raportat că în urma percheziției ți s-a găsit la domiciliu o cantitate impresionantă de materiale... Și am fost clopot de alarmă, tras în dungă, să vă pot trezi din vreme foc să nu vă ajungă. Ia mâna, poietule! Gândește-te puțin la tine, la ei tăi. De acum ești bătrân. De ce să nu stai, dracule, liniștit acasă? Și să nu mai faci mie nerve aici. Las că-ți arăt eu ție scris și pocăință. N-ai să mai scrii cât e lumea! Adu-o stică de vin și o friptură când te întorci. Mulțumesc, frate! Cum ai putut, bă, să scrii tu aici, lângă noi, bă, și să noi să nu știm nimic? La stânga! Mergi la stânga! Mergi înainte! Fost clopot de chemare, glas de mamă bună, către inima și vatra caldă și străbună. Am dorit să-ntoarcă minți împrăștiate spre îndreptările frumoasei căi adevărate. Astăzi sun a rugăciune și a sărbătoare, pregătire pentru ceasul zilei viitoare, priveghere în așteptarea mirelui ce vine, cine mai aude încă să înțeleagă bine. Slăviți să fie Domnul! Am să vă citesc câteva poezii mai puțin cunoscute. O rugăciune încă mai am, Iisuse al meu, să-mi ierți fără de legea ce mi-am uitat-o eu, să-mi speli întreg păcatul cel nemărturisit, în fața judecății să nu mi-l văd ibit.
și o bucurie încă mi-aș vrea, Iisuse bun, să pot da seama bine de tot ce ai vrut să adun, să-ți pot preda talanții cu fericit folos, să mă găsești, stăpâne, ispravnic, credincios. Și o primăvară încă mi-aș vrea, Iisus iubit, să-mi altoiesc tot pomii ce încă n-au rodit. Și apoi o toamnă dulce să-mi iai din orice ram, o mare de culoare și o zare de balsam. Și o fericire încă mi-aș mai dori, Iisus, să văd a tale steaguri înălțate tot mai sus. Și oastea ta unită, mergând biruitor. Și apoi nimic, Iisuse, pot liniști să mor. Mai citiți ceva. Vino, suflet călător, să-ți mai spun ce sunt dator, că puțin și mai puțin și pe veci ne despărțim. Și te duci unde te duci și nu știi de mai apuci vreun prieten sau popas până unde-i fi rămas. Umblă, suflet călător, mai cu teamă că e nor, mai cu grijă că e vânt, și primejdii multe sunt. Ia seama, ia-ți la orice pași, ce să iai și ce să lași, că din cei de drum părtași, rar ți-s frați și des vrăjmași. Asta-i clipa când să înveți ce mult este al vieții preț, dar și clipa când a ști că-i mai mult să știi muri, că toți cred viața steag, dar puțini o văd un prag, și toți știu l-a asfințit, dar puțini l-a răsărit. Ce dreaptă-i și frumoasă această albă scară, ce calmă și ușoară-i ființa mea urcând, și ce nepământeană lumină-mi înfășoară silința bucuriei să ajung cât mai curând.